Lupta electorală este în plină desfășurare și în rândul socialdemocraților, care folosesc arme tot mai diverse pentru dobândirea voturilor. De data aceasta, Momeala o constituie locuințele ANL, ce urmează a fi construite în municipiu pentru tinerii emigranți care doresc să se întoarcă în țară. Guvernul Ponta a aprobat normele de implementare a programului Prima Casă, extins pentru românii din diaspora. Este vorba despre cetățenii români care au permis de ședere și muncă în străinătate. Este vorba de o măsură de sprijin pentru românii care vor să se întoarcă acasă și un stimulent oferit acestora. În cadrul acestui proiect sunt vizați și medicii rezidenți care vor veni să profeseze în sistemul sanitar din Botoșani. Vom vedea care sunt susținerile, o să mergem la toate partidele politice să ne sprijine pentru acest proiect legislativ. Deocamdată, promisiunea este clară, fermă, din partea autorității locale Botoșani, din partea primarului Ovidiu Portariuc, ca un număr de locuințe din cele care vor fi construite prin ANL să fie destinate medicilor tineri. Toate aceste promisiuni vin după ce în campania electorală din 2012 Ovidiu Portariuc a promis construirea peste 1000 de locuințe ieftine pentru tineri. La 2 ani și 4 luni de când conduce orașul, nu s-a făcut nici măcar o garsonieră.